Cine va lucra pe muntele Tărcestului? Cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenul său și nu aruncă o cale asupra propriului său. Îi primești cu respect pe cei vrem de respectuit, dar cinstește pe cei ce se teme de Domnul. Amin.